Naman în Israel Naman, comandantul suprem al armatei siriene, un demitar de vază, viteaz și destoinic, suferea de o boală necruțătoare. Era lepros. Într-o ciocnire cu trupele Israelului, soldații sirieni luaseră mai mulți prizonieri, printre care și o copilă israelită, pe care soția lui Naman o luase să-i slujească în casă. Copila credea în Dumnezeul cel viu și auzise de minunile pe care el le săvârșea prin prorocul său Elisei odată, ea îi destăinui stăpânei. Ah, dacă stăpânul meu s-ar duce la prorocul din Samaria, de bună seamă că l-ar tămădui de lepră. Auzind așa, Naman îi ceru împăratului permisiunea de a pleca în Israel. Dute, îi răspunse împăratul, iar eu îți voi da o scrisoare pentru regele Israelului. Naman își lua rămas bun de la soția lui și plecă în Israel, unde se înfățișă regelui Ioran, și înmână scrisoarea care suna astfel. Îți trimit scrisoarea aceasta prin Naman, sluga mea, ca să-l vindeci de lepră." La aceste cuvinte, regele Israelului își sfâșie hainele de pe dânsul și strigă. Sunt eu oare Dumnezeu ca să o omor și să dau viață de trimite pe acest om să-l vindec de lepră? Să știți că el caută prileji de ceartă cu mine." Auzind că regele și-a sfâșiat hainele la citirea scrisorii, Elisei trimise un om să-i spună. De ce ți-ai sfârșit hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este proroc în Israel.